Drăgănescu, un sat din Vlașca, nu departe de București, în apropierea drumului care duce spre Alexandria. Astăzi, mii de oameni îl caută, mergând pe urmele celui care a sfințit locul, părintele Arsenie Boca. În primăvara anului 1959, la presiunile securității statului și ale departamentului cultelor, Episcopia Aradului a emis ordinul de excludere din mănăstire pentru ieromonahul Arsenie Boca. Fără vreo judecată bisericească și fără a fi caterisit, a plecat de la mănăstirea Prislop la București, unde lucrează ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor. În 1967 începe zugrăvirea în Tempera a Bisericii Sfântul Nicolae din Drăgănescu, al cărei paroh era preotul Savian Bunescu. În scurt timp, din ce în ce mai mulți oameni au pornit spre Drăgănescu, cu nădejdea că îl vor găsi pe cel care, în anii grei ai celui de-al doilea război mondial, inspirase mișcarea de înnoire duhovnicească de la Sâmbăta, din Țara Făgărașului. Lumina nu putea fi ținută sub obroc. Despre părintele Arsenie Boca este o bucurie de a vorbi, dar în același timp și o greutate. Bucurie pentru că a spune din viața unui sfânt câteva lucruri pe care le știi personal sau le-ai auzit de la alții, este foarte bine să-l cunoască și alții. O greutate pentru că nu am fost ucenică de părintelui de-a sfântului Arsenie. M-a chemat, am vorbit, dar exact aceeași întrebare, ce probleme ai, fiind atât de lume, așa multă lume și fiind și un domn care nota, poate am ezitat un pic să-mi exprim cu voce tare problemele și am răspuns așa, mai moale, n-am nicio problemă, dar părintele a început și pe toate care erau rânduite în memorie, le-a început și le-a desfăcut și a dat răspunsurile la ele. Deci, ce aș putea să spun pentru cei care ca mine l-au văzut mai puțin sau poate pentru cei care nu l-au cunoscut, mai am și, spuneam că l-am cunoscut încă din familie, mai am și fotografiile care până acum nu au apărut, este pentru prima dată când le-am arătat. Aș putea mărturisi chiar o minune cu această fotografie. Eram deja în mănăstire și trebuia să fac o ascultare. Eram pusă în situația de a răspunde un da sau nu și nu știam, este bine, nu este bine să fac acel lucru. Și atunci, fiindcă trebuia să merg la Mănăstirea Sâmbăta, la niște cursuri era vorba, fiind vorba de Mănăstirea Sâmbăta, având icoana pe perete între icoanele cu alți sfinți, am uitat la această fotografie a părintelui, eu am zis icoană și nu greșesc, și așa, o întrebare în minte, deci fără voce, părinte, ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc? La care am primit răspunsul afirmativ, am înțeles eu, din zâmbetul pe care l-am văzut în această fotografie, în această icoană, ea spune. Bine ai venit, Petre, hai să mai vorbim și despre Dumnezeu. Era la Drăgănescu, însă când mi-a spus așa, m-a privit și răspund înaintea Dumnezeu de la ochii lui, prin ochelarii ea, așa, până la ochii mei a venit nu niște scântei, ca niște funii de foc, au venit la ochii mei. Și eu m-am emoționat și am gândit, și el mi-a reprodus și am gândit. Și am spus, Petre, ce tot zici că, Doamne, ce ochi de minunat are Părinte Arsenie. Uite, ochii ca ai tăi. Și atunci a luat, și-a luat ochelarii de la ochi și a dispărut luminile acelea grozave, dar eu n-am să le pot uita. Am avut un mare năcas, ca să spun așa, la căsătorie, pentru că mama mea a gândit că eu am fost cumva influențat atunci când m-am căsătorit cu soția și
cumva m-a înșelat, cumva, ca să mă îndepărtez de dânsa. Dânsa era văduvă de mulți ani. N-a vrut să vin la nuntă și nu numai atâta. Mi-a trimis o telegramă de blestem în loc să vină la nuntă. Dar părintele Arsenie a spus că să-i spui la soția ta, care se temea și avea și pentru ce să teamă, că v-a dezlegat Arsenie de blestemele care le-ați avut din veac și că slava de șarta lui mama ta, că ea a vrut să fie acolo unde era ea. Pe altă parte, așa, în chip firesc, așa, și că s-o chem la Hirotonia într-o diacon. Și eu am spus că nu vine nici la moarte. Și el a spus, Arsenie spune că o să vină. Și a și venit, s-au împăcat, au plâns pe pieptul soției mele și a fost la Hirotonia mea în diacon. Deci pe părintele Arsenie l-am cunoscut pentru o împrejurare fericită prin relațiile pe care dânsul le avea de când era la Mănăstirea Sâmbăta cu mitropolitul Nicolae Mladin. Au fost colegi la Mănăstirea Sâmbăta, au fost trei călugări, era părintele Serafim, părintele Arsenie și mitropolitul Nicolae Mladin, toți tineri atunci, dornici de a lucra, de a face ceva și pentru Dumnezeu și pentru țară. Părintele Nicodim de la Mănăstirea Preslop era duhovnic cu părintele Arsenie. Și părintele Nicodim m-a dus la părintele Arsenie în București, pe strada Dr. Petrini, numărul 2, pe lângă Academia Militară, ca cu un mesaj din partea mitropolitului Mladin. Pentru că mitropolitul Mladin nu mai putea avea contact, relații cu părintele Arsenie, datorită conjuncturii politice care era. Și atunci au spus, uite, du-l, a avut atâta încredere mitropolitul ca să mi încredințeze o misiune, niște secrete, să-i le spun părintelui Arsenie. M-am dus acolo, prima dată când m-a văzut, Adamân a spus, tu ești omul Mladin? Da, nu. Mă, să nu-l faci, să-l compromiți vreodată. Mă străduiesc, părinte, nici eu nu știam chiar așa multe despre părintele Arsenie când am ajuns eu prima dată la dânsul, că pe urmă, numai după ce am ajuns la părintele Arsenie, mergeam des. Mergeam des și la Drăgănescu și la pe doctor Petrini, mergeam cu mare grijă pentru că era observată casa. Și atunci el mi-a spus, aici nu vii, numai când știu eu sau când îmi spun eu. Era sus pe schelă, picta. S-a uitat la noi, nu ne-a zis mare lucru, doar atât i-a zis persoanei acelea care ne-a dus, că mai ai pe cineva să mai aduci la mine. Adevărul este că am stat, ne-am uitat cum picta, ne-am uitat și la picturile care erau făcute. Dânsul atunci a lucrat pantocratorul de deasupra, care, vă spun sincer, parcă ar fi fost un autoportret. N-a discutat prea mult cu noi. Dar după un timp, să zicem așa, o jumătate de oră, ne-a spus, voi să nu plecați. Mi-a pus o întrebare care m-a impresionat oarecum. Zice, ce ziceți, cu astea, blocurile astea care sunt pe aici, prin București și în toate părțile, țin oare la cutremure? A ghicit că eu eram inginer constructor, lucram la structura acestor blocuri și mi-a ghicit pur și simplu situația în care mă aflu ca profesie. Ajungând student la fizică, am cunoscut-o pe colega mea de atunci și proteasa mea de acum, care venea aproape duminical de la facultate, aici la Drăgănescu, și să participe la Sfânta Liturghie și să vorbească cu părintele Arsenie. Într-o zi din 1986 m-a rugat să vin și eu la Drăgănescu aici, să îl cunosc pe părintele.
Mărturisesc că mi-a fost teamă să vin. Nu știam atunci de ce mi-e teamă, de ce mi-a fost teamă. Acum știu de ce mi-a fost teamă, pentru că am simțit poate această putere a Părintelui de a-ți spune lucruri de nimeni știute. Nu puteam rezista privirii Părintelui. Și acea privire te diseca, parcă te deschidea ca pe o carte și scotea la lumină toate tainele tale. Ca apoi, ajungând în dreptul ușii, să se întoarcă spre mine și cu un glas poruncitor, m-a întrebat: mă, tu mai știi Tatăl nostru? Cuvintele acestea se potriveau perfect cu situația mea de atunci, pentru că în copilărie mă rugam în fiecare seară, aș putea spune chiar așa, un mic program de rugăciune, ulterior părăsindu-l și nemai ținând minte Tatăl nostru în întregime. Aveam niște supărări în suflet și dorința mea era ca să-l întâlnesc pe Părintele Arsenie și să îi vorbesc despre aceste supărări. Și dânsul se va fi gândit că le pot depăși mai ușor dacă va fi o persoană, o familie mai apropiată sufletului meu, aici în Sibiu. Și a făcut niște aluzii foarte discrete la Rodica, la preoteasa mea. Noi până atunci nu ne cunoșteam. Ea lucra la Banca Națională, eu eram student la teologie, eram vecin, dar totuși nu ne cunoșteam. La niciun caz nu am mers la Drăgănescu cu gândul de a vedea o persoană anume. Adică am mers cu gândul acesta, dar să-l văd pe Părintele. După ce am plecat de la biserică, preasfințitul Daniel m-a întrebat: tu ai înțeles ce a spus Părintele în legătură cu tânăra care, uite, în fața noastră? Și am spus: am înțeles și n-am prea înțeles. Și dânsul, receptând mai bine ceea ce a vrut să spună Părintele, a reluat discuția și, sigur, și a mea preotat să fie mai atentă decât mine atunci, când a văzut că mă apropii de părinții ei, de ea, și-a dat seama că am înțeles ce a vrut să îmi sugereze Părintele. Și așa a început totul. A fost o prietenă frumoasă și peste câțiva ani, după ce am terminat teologia, ne-am căsătorit. De multe ori veneau tineri la dânsul și veneau cu fotografii ale prietenelor și Părintele le analiza, le apropia, le îndepărta și le studia. Și de multe ori, sigur, totdeauna dădea sfatul cel mai bun. Mă gândeam că dacă voi ajunge în situația de a mă căsători, în mod sigur că voi face acest lucru numai cu sfatul Părintelui. Și Dumnezeu și Părintele, cunoscând un gândul, probabil că a considerat că e momentul să îmi prezinte un student teolog și m-am bucurat, sigur că da, că a fost o întâlnire binecuvântată de Dumnezeu și de Părintele. La un moment dat, mitropolitul Nicolae Mladin, fie iertat pentru mine ca și un sfânt și mitropolitul Mladin, fiind foarte apropiat cu dânsul, o să mă, ce bine ar fi să te călugărești. Că suntem amândoi și cât va vrea Dumnezeu, vom fi împreună și va fi un lucru frumos. Dar de ce? Mi-a surâs. Mi-a surâs foarte mult propunerea mitropolitului. Mă, dar du-te, hai să întrebăm și pe Arsenie. Și când m-am dus la Părintele Arsenie, scuze, ați spus în altul, o spus nu. Nu. Nu, parcă așa, oricum, mi-a creat așa o rezervă. Zice să nu, că Dumnezeu e călugărie. Și o spus nu. O spus așa, în momentul de față nu sunt timpuri de călugărie. Biserica o să treacă printr-o criză și mai mare și biserica are nevoie și de preoță. Acolo. Du-te tu, fă-ți familie, ai copii și poate vreunul dintre copiii tăi vor fi, dacă vor fi.
Și m-am dus la câteva luni, m-am scufată și când am intrat în biserică, că în biserică n-am fost cu nimeni străin în casa dânsului decât numai eu, când am intrat în biserică, au spus nu, nu, dar nici să nu, aia nici nu știa despre ce este vorba, fata, nu știa. Nu, și au spus așa, sunteți două pietri tari, vă fărâmițați una pe alta și faceți mic, gata, nu. Ea era complet străin de ceea ce de am înțeles despre ce e vorba, dar ea nu a înțeles. Și nu știu, păi atât o zis. Dialog n-am mai avut decât altceva, ce faci, una altă, de ăștia. No. Și apoi am venit acasă și am încheiat relațiile cu fata imediat. M-am dus cu a doua și a spus nu. Și să nu mai tot acești pe care vrei tu și după cum visezi. Mie să vii când ești hotărât să te însori. Da. Și m-am scut prioteasa mea și o prins-o de când o văzut, o prins-o de umeri și o zgălțit-o. Dar o zgălțeală nu așa numai fiind cam dur, tare. Și o zis, tu, uite aici spun trei probleme. Dacă ești de acord și crezi că le poți face, fă dacă nu lasă-l în pace. Deci, primul rând, să aveți copii, în al doilea rând, să fii în stare să-ți faci o căciune lângă el, da? Da. Și în al treia rând, să îl urmezi și să înțelegi când are neputință sau deficiență, așa ceva. Pe părinte nu l-am găsit atunci la biserică, așa cu pași șovenici am intrat în curtea parohială a părintele Bunescu și văzând o fereastră deschisă l-am zărit pe părintele urcat pe o scară zugrăvind plafonul unei încăperi și i-am spus cine sunt, părintele zice da, ce problemă ai? Și am spus, părinte, uitați, aș vrea să vă întreb, să vă cer un sfat legat despre partenerul de viață. Mă rog, i-am spus eu că nu cred în Dumnezeu și nu știu ce hotărâre să iau. Și... Dar părintele zice, atunci mi-a dat următorul sfat, zice, cu credința voastră nu o să găsești, dar singurul lucru, toți au toate viciile, singurul lucru de care se ferește este alcoolul. Alcoolul este copiii născuți din părinți, bărbatul care consumă alcool, vor avea de suferit și nu numai ei, ci și urmașii lor. Eu am fost om căsătorit. În 1983 mi-a plecat mama copilor cu cei doi copii ai mei, care astăzi sunt copii cu copii. Mi-a spus cineva să-l caut. După ce am căutat eu oameni care i-am considerat eu înțelept, să mă liniștească sufletește, chiar am deprimat. Eram praf. Și nu găseam liniștea și rostul. Ei, cineva mi-a zis la un moment dat, zice, bă, Bogdane, du-te tu și caută-l pe părintele Arsenie. Și eu, în prostia mea, știind doar atâta cât știam eu despre oameni înțelepți, am zis, bă, dar ce poate să-mi spun omul ăla mai mult decât mi-a zis cei cu care am vorbit eu? Dar înainte de a pleca de acasă, mama îmi zice, dragul mami, ia cu tine o fotografie și cu nevastă-ta și cu copiii. Și i-a răstul părintele. Bine. Sfântul s-a uitat undeva sus în colțul bisericii, dacă o privire cu nu vă pot descrie. Eu îl priveam și mă miram, așa cum v-am spus, mai oameni buni. Și la un moment dat, cum l-am văzut privind acolo sus, eu spun ce am gândit, doar am gândit. Precis se arată Sfântului un înger sau vreun sfânt și îl înștiințează pe părintele Arsenie că l-am visat și m-a chemat. Și Sfântul Părinte Arsenie Boca, uitându-se acolo, da, vorbind tare în auzul tuturor, dar suna de exact pentru mine, o zis așa, nu mă, zice, mă uit așa ca pictor, mă. Și m-a întrebat Sfântul, nu mă caribaiu, dar cu mâine sal pe mâinile mele. Dar nu că nu știa, a fost doar o întrebare. Și a zis, părinte, am necazuri, că uitați, mi-a plecat soția în lipsa mea, de acasă, luând și copii și ceva din lucruri. Zice, mă, ziceți pentru către mine, n-arătile o fotografie, s-o văd și eu, mă, așa ca pictor, mă. Și a zis, bă, da, părinte, am, dă-mă s-o văd și eu, mă. Măi, oameni buni, erau liniște de parcă eram noi cu Sfântul toată biserica. Și la un moment dat zice Sfântul tare, dar fac o precizare, era imposibil să poți să minți, n-aveai cum, măi, oameni buni, nu se putea așa ceva. Și o să vă spun cu argument concret, imediat. Și zice Sfântul tare, minte, mă, minte, aceați două femei cu mintea goală și știi care, mă? N-avea de unde să știu că femeia era numai ea în fotografie. Nu știu, părinte, ia și cum mă sa, mă. Mi-a dat fotografia înapoi și
Și-o pus din nou mâinile sale pe mâinile mele și nu mi-a dat drumul până o terminat să-mi spună cum să fac și ce să fac cu viața mea. Printre care îmi spuseți așa: mă, nu cumva să te-a pus să bei. Eu am rămas uimit de ceea ce mi-a spus, pentru că eu n-am fost un om pătimit alcoolului în viața niciodată. Și am zis: pe părinte, eu nu beau din principiu. Lasă-vă tu principiul tău și tu ascultă-mă ce spun eu. Măi, oameni buni, am venit acasă și la scurt timp m-am apucat să beau. O bere într-o zi, două bere în altă zi, trei bere în altă zi, până am ajuns la marea performanță, dar cu ghilimele de rigoare, de 5 beri pe zi. Încă m-ai înjucat sub papă că mai vreau să mai beau un pic. Până când? Până într-o dimineață a lunii iulie 1983. Și am auzit glasul Sfântului Părinte Arsenie Boca în casa mea mai clar decât m-au zis dumneavoastră pe mine acum, spunându-mi de 3 ori. Mă! Mă uitam de nebun în casă: Doamne, dar unde ești și cum a intrat, că doar ușile sunt închise? Măi, oameni buni, nu l-am văzut, dar l-am auzit mai clar decât m-ați auzit dumneavoastră pe mine acum, spunând acestea. În mintea mea mi s-a tradus așa: mă, ce ți-am spus să nu bei, mă? No, dragii mei, de atunci, din 1983, în luna lui iulie, suntem în 2015, n-am mai băut niciun strop de alcool. Am ajuns la Drăgănescu. Și acolo, pentru că am ajuns de dimineață, am intrat în biserică și nu era nimenea. Și atunci ne-am așezat cu soțul meu la icoana Maicii Domnului, în genunchi, și fiecare și-a spus dorința pe lângă rugăciuni. Eu am început să plâng și să spun: Părinte Arsenie, de ce-i fi venit și eu să mă vadă, să mă vezi cât sunt de netrebnică și de păcătoasă? Asta sigur că o gândeam eu, nu știa nimeni. Dar deodată auzim o voce din Sfântul Altar care întreabă: cine e acolo, măi, care plânge și nu vrea să vină? Atunci ne-am ridicat, soțul meu fiind preot a intrat în altar și mie mi-a spus: hai și tu să-ți văd fața. Și m-am îndreptat spre altar, am dat perdeaua la o parte și părintele atât a spus: ai fața luminoasă. Și m-am retras. Auzeam, cum îi spune la soțul meu, printre altele, ce importanță au nașterile de copii pentru o femeie. Măi, cel puțin 3-4 copii trebuie să nască, așa ca să fie femeia sănătoasă. Bine, probabil că se referea și la cancer sau știu eu ce alte boli apăreau, ar fi apărut. Și eu în sinea mea am zis: eu sunt bine, că am 4 copii. Și în urmă se uită la fotografie și spune: tu să mai naști un copil. Eu am spus: dacă o vrea și Dumnezeu, pentru că avusesem o sarcină oprită în evoluție. Și tu să trăiești viața normală, fie să mori la datorie. Nici abuz, nici refuz. Și sarcina trebuie lăsată în pace, nu trebuie deranjată. Că și animalele respectă perioada aia. Eu sunt cel de-al 7-lea copil al părinților mei, Ioan și Elena. Însă viața mea are un parcurs deosebit, pentru că aș putea să spun că părintele Arsenie Boca, pe care nu l-am cunoscut, m-a cunoscut încă din pântecele mamei mele. Mama mi-a povestit, de fapt, ce s-a întâmplat atunci când s-a pus problema să mă nască.
Pentru că rămăsese însărcinată, aflase acest lucru de la medicul de familie și s-a dus la vremea respectivă și a făcut toate investigațiile, ea având niște probleme de sănătate și medicul i-a spus că ar fi mai înțelept să mă avorteze. Pentru că nu va putea nici dumnea ei să, nici ea să trăiască și nici eu. Și că ar fi mai înțelept să fac un avort și trebuie să specificăm acest lucru. Știm bine, avortul era interzis în acea vreme, încât când un medic lua o decizie de acest fel, era o decizie foarte bine cântărită. Nu se punea problema ca astăzi, pentru că nu ai cu ce să întreții un copil sau la cea mai mică problema unei mame sau unei femei sau unei familii care se clatină să faci un avort. De aceea pot să spun că era o problemă serioasă din punctul acesta de vedere și doctorița respectivă a sfătuit-o pe mamă atât în calitate de medic, dar și de prieten. Erau prieteni de familie. De tabăra, de partea sau în tabăra doctoriței, era în aceeași măsură și tată. Dar din câte am aflat de la mama, mi-a spus că a jignit-o atunci foarte rău și a spus că ești o inconștientă, mă lași cu 6 copii și așa mai departe. Lucruri de genul acesta, inevitabile de altfel într-o decizie de genul acesta. Mama, fiind o femeie foarte evlavioasă, mergea și se ruga la Sfânta Parascheva, unde a cunoscut-o pe o maică, o călugăriță, Maica Maria, trecută de mult la cele veșnice. Această monahie era probabil una dintre fiicele părintelui Arsenie Boca. Avea o deosebită evlavie față de acest părinte. O singură discuție am purtat cu dumnea ei după Revoluție, întâlnind-o eu în calitate de călugăr și ea de călugăriță, dar neîmbrăcată în costumul monahal, în Catedrala Metropolitană din Iași. Și, într-adevăr, mi-a mărturisit acest lucru, că a fost una dintre ucenițele părintelui Arsenie Boca. Cunoscându-l, deci, foarte bine, a sfătuit-o pe mama, care era în această dilemă, ce să facă, a sfătuit-o să meargă la părintele Arsenie Boca. Sigur, mama nu auzise de numele lui, deși cunoștea foarte mulți duhovnici. Eu însumi am cunoscut pe mari duhovnici ai neamului nostru românesc și interesant că singurul pe care nu l-am cunoscut și nu am ajuns niciodată să-l văd a fost tocmai părintele Arsenie Boca, cel care mi-a salvat viața. Astfel încât mama, aflând de acest lucru, s-a dus la părintele Arsenie Boca, care în acel timp picta biserica de la Drăgănescu. Deci a venit în București cu trenul, mi-a povestit acest lucru, a ajuns noaptea, a stat în gară până dimineața. Dimineața s-a interesat cu ce poate ajunge până la biserica Drăgănescu și a luat rata, cum era pe atunci autobuzul acela pe care îl știm cu toții, și s-a dus până la biserica Drăgănescu. Stătea într-un colț, fără ca să aștepte oarecum să se bage în față și să se întoarcă să discute cu părintele și să se întoarcă repede acasă, împlinindu-și misiunea și luând de la părintele Arsenie ca din gura lui Dumnezeu ceea ce trebuia să ia sfat. Și atunci, peste capetele mulțimii, părintele s-a uitat acolo și a zis: unde ești, Elena? Sigur că în mulțimea aceea mai puteau să fie și alte Elene, încât n-a ieșit în față. Și atunci a strigat pentru a doua oară: unde este Elena de la Iași? Și atunci mama a spus: eu sunt. Și părintele a tunat acolo în fața bisericii și doar atât a spus: du-te, Elena, acasă și nu mai asculta, nu mai băga în seamă gura diavolului. Sigur, cuvinte grele îi spune la prima vedere, pentru că era o adevărată coaliție a celor din jur
față de ceea ce se întâmpla la vremea respectivă, adică faptul că ar fi trebuit să mă avorteze și mama se încăpățâna în credința ei să nu facă acest lucru. Atât a fost toată discuția. S-a întors acasă și sigur a început să se roage la Maica Domnului mai intens, pentru că atât îi mai spusese părintele Arsenie că să o cheme în ajutor pe Maica Domnului. Și a început mama să citească acatistul, paraclisul în fiecare zi și sigur că m-a născut. M-a născut pe mine și ca o întărire a minunii și a faptului că Dumnezeu face minuni și în astfel de situații, mai am un frate mai mic, cu 2 ani ca mine, când aceiași medici au spus că nu mă mai putea să facă nimic, dar nu cu aceeași convingere cu care au făcut atunci când m-am născut eu. Deci le-a mai tăiat Dumnezeu oarecum elanul acesta de a contrazice, pentru că văzuseră și ei că mai este și altceva. Mama a rămas cu aceeași evlavie toată viața față de părintele Arsenie, nu l-a mai văzut niciodată, deci a fost singura dată în viața ei, îl pomenește și astăzi în rugăciunile ei ca pe cel prin care Dumnezeu a lucrat această minune. N-am reușit să-l cunosc pe părintele Arsenie decât după ce am ajuns învățător și de la Rămeț am mers și eu la Drăgănescu și acolo l-am întâlnit prima dată pe părintele. Era biserica plină de oameni și părintele nu trebuia să-i spui tu caseta cu poveștile tale. Părintele spunea în câteva cuvinte ce îți trebuia ție, că știa trecutul, prezentul, viitorul, tot. Și deci, eu când am ajuns în fața părintelui, mi-a zis să te duci să faci teologia. Nu m-am așteptat ca să am un cuvânt de acesta din partea părintelui și nu l-am putut să-l primesc atunci. Și m-am opus în gândul meu zicând că doar eu nu mi-am strâns bani. Și părintele răspunde la gândul de împotrivire. Ce spui problema că n-ai bani? Are mama ta. Fără să-i spun eu sau Dumnezeu darul care l-avea, l-a luminat pe părinte să spună că taică meu fiind miner și Doamne odinește trecând la cele veșnice, o pensie de la colectiv și după tata avea maică mea și deci mă putea sprijini ca să fac teologia. Și la acest argument al părintelui m-am opus a doua oră în gând că nu sunt stare să văd străine și părintele, băi, acum spui problema că nu poți să veni străinia că înveți. Și a treia oară l-am luat pe nu în brață zicând că doar nu e bine să stai învățător la 12 copii, că în toate clasele 1-4 eram singur, într-o singură sală, făceam 12 copii de 4 clasele, 20 de ani când a fost învățător acolo. Și deci ziceam că e mai sigur pentru mine să fiu învățător decât în fața profesorilor universitari care au înțelepciune și eu zic, mai ca mine așa. Și până a început să strâși la mine, măi, tu n-auzi că trebuie să pleci de acolo. Ei bine, după ce mi-a spus ce mi-a zis părintele, eu am plecat cam neliniștit din biserică, lăsând și pe alții să profite de părintele. Și cineva zice, măi, dacă nu poți să primești sfatul părintelui și ești neliniștit, du-te și îl întreabă. Și m-am întors înapoi de la poarta de la biserica din Drăgănescu, aproximativ 10 metri, că nu e atâta din stradă, și mă întorc. Pun mâna pe ușa unde era părintele. Părintele era cu un cap mai mare ca toți oamenii. Strălucea față în timpul te uita la Sfinția sa. M-a văzut, eu l-am văzut și după ce ne-am uitat unul la altul, eu am zis în gând, mie mi-a zis părintele ce mi-a zis, trebuie să am un pic de obraz, că sunt atâția oameni și să nu mai profit de părintele. Și închid ușa să plec. Când pun mâna înapoi pe clanța care dădea în stradă de la biserica din Drăgănescu, aud ușa deschisă. Când întorc capul, cine era?
Părinte Arsenie, a lăsat pe cei oameni în biserică și a venit să mă lămurească că eu trebuie să fac așa. Mi-a adus niște argumente care nu pot să le spun toate. Părintele a început să-mi explice anumite lucruri pe care la vremea aceea nu le înțelegeam și nu le găseam sensul, rostul. Ulterior mi-am dat seama că erau sfaturi de viață creștină și chiar sfaturi bune pentru un preot. Ajungând student la fizică, nu-mi trecea prin cap să am un destin de cleric, de preot. Părintele ne-a spus după prima, la sfârșitul primei întâlniri, să ne căsătorim. I-a dat și mâna, aici în colțul bisericii, ca apoi, când preoteasa a venit aici singură, în ușa Sfântului Altar, ușa de miază noapte a Sfântului Altar, ușa diaconească de la miază noapte, părintele să-i spună, să o întrebe, nu vrei să rămâi aici? Aceste două întâmplări sau aceste două lucruri, faptul că ne-a spus să ne căsătorim și apoi întrebarea pe care a pus-o preotesei, nu vrei să rămâi aici, mă fac să cred că părintele a prevăzut că vom fi aici în această calitate de preot și preoteasă. La acel moment eu n-aveam asemenea preocupări, repet, nu-mi trecea prin cap. Poate că părinte, dacă mi-ar fi spus, aș fi zâmbit, pentru că nu mă gândeam decât la un destin în domeniul acesta al pregătirii pe care o aveam. Ulterior, tot ce s-a întâmplat în viața noastră a fost totul direcționat spre acest destin preoțesc și la acest destin preoțesc a contribuit foarte mult și preasistul Daniel, episcopul Daciei Felix, care pe vremea când ia duhovnic la mănăstirea Prizlop și noi venind la mănăstire să cerem o binecuvântare pentru a doua facultate, mă gândeam la matematică, preasistul să ne spună foarte clar și hotărât, mai bine la teologie. Și mi-a dat binecuvântare să urmez studiile teologice la Sibiu. Părintele Arsenie mai avea un deosebit respect față de Nichifor Crainic. Odată pe Nichifor Crainic, după ce a ieșit din pușcărie, l-am dus la Drăgănescu pe acolo și a discutat mult despre pictură și a lăsat și un document care este acolo, se găsește în biserică. Un document în care cam spune cum vorbesc zidurile pictate de Părintele Arsenie. Iubite Părinte Arsenie, ceea ce am admirat la sfinția ta e că nu te-ai lăsat. Din zugrav de suflete, fericite să se modeleze după Domnul tuturor, iată-te zugrav de biserici, adică al celor ce poartă pe chipurile cuvioase reflexul desăvârșirii Fiului lui Dumnezeu. Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinți pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbăta de Sus. E o pictură nouă ca și predica de atunci. Lucrarea duhovnicească începută în tinerețe la Mănăstirea Brâncoveanu, continuată la Mănăstirea Prislop, se prelungea acum la Drăgănescu. Sfinții pictați pe zidurile bisericii, drept pildă spre desăvârșire, au ascultat necazurile și problemele atâtor credincioși, veniți să ceară povață de la Părintele Arsenie, cel înzestrat de Dumnezeu cu harisma cunoașterii și a vindecării, cu darul de a descifra intenția divină și menirea pe care fiecare o are în această viață pământească. Ca om zidit după chipul lui Dumnezeu și după asemănare. Zian Vălean Boca, așa cum l-a chemat la botez, călugărit cu numele de Arsenie în 1940, a primit de la Mântuitorul
misiunea de a ridica pe oameni din noroiul păcatelor și din valurile patimilor. Nu puțini au fost cei care i-au stat împotrivă. Când nu i s-a mai îngăduit să predice, a binevestit oamenilor și prin tăcere, pentru că ceea ce ești vorbește mai tare decât ceea ce spui. Prin pictura Sfinției sale de la Drăgănescu, Dumnezeu a scris pe zidurile acestui veac mesajul său pentru neamul românesc și pentru întreaga lume. Mai era și părintele Nicodim de la Cernica. Părintele Nicodim, care a avut și el, vorba aceea, o situație foarte bună ca preot, călugăr. Și dânsul îndruma întotdeauna cam ce să facă. Dacă părintele Nicodim venea, îl vedea pe părintele Arsenie, se așeza în genunchi și venea către dânsul. Și în genunchi îl venea ca să-l binecuvinteze. Era un respect din asta nemaipomenit față de părintele Arsenie Boc. Aproape în fiecare sâmbătă, după ce ieșeam de la serviciu, plecam cu dânsul pe munte. Și așa am dus, aveam Fiatul acela care v-am spus, Fiatul 850, mergeam cu el pe munte și urcam de aici, de la poale până sus, pe drumul regelui, spre Furnica, parcă așa, Furnica încolo în sus. Și ajungeam până pe sus, pe platou, ne plimbam, vorbeam, certa norii când erau norii, îi certa ca să fie frumos. Și n-am avut niciodată vreo ploaie din asta care să ne facă, să ne împiedice călătoria noastră. Ne uitam în jos și vedeam și niște urși pe acolo mergând și parcă vorbea cu ei de multe ori. Ce să vă mai spun? La un moment dat am nimerit și într-o iarnă cu călătorile stare noastre cu dânsul. Și era o zăpadă destulă pe jos. Aveam și noi niște bocanci acolo. Și eu mergeam pe urmele dânsului. Și la un moment dat, îmi zic eu mie în sinea mea, Doamne, ce am ajuns să calc pe urmele acestui om. Și el s-a întors la mine și mi-a spus, da, așa e. Am locuit întrevedere în casa parohială, în holul casei parohiale, unde pe colțul mesei avea o carte despre coasari, o carte de știință, din câte mi-aduc aminte, pe coperta căreia nu se găseau elemente de matematici superioare. Din câte îmi dau seama, nu era o carte de popularizare a științei, ci o carte de știință. E, acest detaliu m-a impresionat foarte tare, pentru că nu mă gândeam că un preot se poate ocupa cu studiul științific. Mai ales în vremurile acelea, când noi eram educați în acest spirit al antagonismului dintre știință și credință, eu aveam ferma convingere că un preot nu cunoaște asemenea lucruri și nu este preocupat de elementul științific. Ori părintele, iată că citea o asemenea carte și, repet, o carte de știință. De știință destul de înaltă. De fapt, m-a și întrebat în timpul cei de-a doua întâlniri cum spun când apare o lege nouă în fizică și am dat răspunsul obișnuit, care se cuvenea, spun că s-a descoperit o nouă lege. Și atunci mi-a răspuns, vezi, legile se descoperă, omul descoperă legile care sunt create de altcineva. Chiar cuvântul a descoperi, aceasta este lucrarea omului de a descoperi legile fizice și legile naturale,
subînțelege un alt creator. Sau subînțelege că altul e creatorul, că ele sunt preexistente descoperirii lor. Deci omul descoperă ceea ce Dumnezeu a sădit în lumea aceasta materială încă de la creație. Odată ce am venit la mănăstire, fiind o mănăstire mare, mănăstirea Hurezi, aveau mașină, n-aveau șofer. Maica stareță de atunci nici nu vrea să angajeze un bărbat între măicuțe și mi-a dat la școala de șofer, tot cu o întrebare, dacă vreau să fac. Deci a dat seama că este o ascultare care totuși este poate și mai dificilă și ca viețuitoare în mănăstire. Am făcut școala, am făcut șoferia și la prima întâlnire cu părintele, care am spus că a fost destul de subcintă, aceasta a fost o problemă. Părinte, cum se împacă călugăria, deci mănăstirea, viața de mănăstire cu șoferia? La care părintele mi-a dat un răspuns foarte frumos și așa cum de fapt mulți spun, n-a zis da sau nu, se împacă sau nu se împacă, sau se împacă bine sau se împacă rău, a zis că orice ascultare făcută pentru obște este bine primită de Dumnezeu. Dar tu ce probleme ai, mă? Păi, părinte, uite ce vreau să fac eu. Eu aș vrea să mă duc la mănăstire, la monahii, tot trebuie la mănăstire, că uite, așa, n-avem copii. Ce rost are să mai stau? Mă duc la mănăstire. Mă, la care mănăstire vrei să mergi, mă? Păi, la Frăsânia îți vrea să merg. Mă, dacă te duci acolo, te mântuiești, mă. Dar, mă, ești căsătorit? Da, părinte, ești căsătorit. Păi, mă, de ce-mi te-a dus până? Nu te căsători, mă. Ce-mi te-a dus până? Nu te căsători. Păi, eu nu m-am dus. Să vii cu soția aici. Și, dacă acum am intrat în biserică, soția și început să-i spună părintele Arsenia. Uite, părinte, soțul vrea să meargă la mănăstire, dar eu nu vreau să se ducă. Eu nu vreau să ducă, să stea acasă. Dar ce, soția, uite, părinte, și-o lăsa barbă. Eu n-ar vrea să, uite, are barbă și-o lăsa barbă. Mă, de ce ți-ai lăsat barbă, ce părintele spune? Ești popă, ba. Ești călugăr, ba. Taie jos. Și termine. Eu zic, părinte, am citit într-un loc că bărbații trebuie să poarte barbă. Da, mă, și eu am citit, dar taie-o. A zis, tu, câtă soție, ai văzut că am ținut cu tine. Acum, dacă mergi acasă, nu te-a pus să-l bazi la cap. Că uite, că o ținut cu mine, și că cu tine nu a avut treabă și că s-ar putea să hotărască să ducă la mănăstire, că nu mai poți opri. Ai grijă să-l lași în pace. De Crăciun am visat că cineva m-a anunțat să mă duc la București. Și cum era atunci comunismul, a doua zi de Crăciun să lucra, vin poștărița, zice, ai primit un telefon de la Sibiu să te duci la Sibiu, să plecați la București. Și atunci ne-am dus. Și părintele a venit, hai mă că mă grăbesc, zice. La Drăgănescu? Da, hai mă că mă grăbesc. Ziceți, fiecare ce aveți de spus. No, acum eu nu-l cunoșteam. Părintele stătuse aici, eu aici, restul de oameni în față. Părintele cu fața înspre altar și eu cu fața înspre părintele, mai sucit așa. Și zice, tot puneau întrebări, a doua, o răspuns la prima întrebare, s-a întors către mine, răspuns la a doua întrebare, iar s-a întors către mine, răspuns la a treia, atunci mi-a și dat mâna părintele. Și s-a întors și a plecat. Și repede la ușă, după dânsul, și aia așa, atâta era ușa crăpată. Și zice, am spus, părinte, aveți milă și de noi, pe cum știți că sunt de alt neam. Ce alt neam, mă? Neamul creștinesc. Le-a îndrumat, pentru că mergea numai ele, una dintre ele era căsătorită, Maia Catinu. Și zice, ar fi bine dacă voi ați trece la ortodoxism, și, dar nu dintr-o dată. Deci vă botezați, vă faceți completarea botezului prin mirungere și ce trebuie rugăciuni, dar nu dintr-o dată. Mergeți, mai mergeți și
la biserica voastră care ați fost până acum ca să nu-l mâhniți pe soțul dumneavoastră, i-a zis lui Maia. Ne-am dus cu sora mea amândouă și zice, mă, da bine ați venit, mă, era în octombrie. Mă, da bine ați mai venit, mă, mă, da bine ați venit. Măi, da bine ați venit, mă. Mă, da bine ați venit, mă, duce-vă-ți, mă, că zice, s-a dus conița preoteasă să aducă niște sepe și scoateți cartofi. Mergem, părinte. Ne-am dus, am scrudeata sora mea săraca, nu mai putea. Tașcă, zic, vine părintele și-ți dă putere. Nu am zis vorba, gata, apare părintele. Și am avut pită de casă și ne-am dus să mâncăm și l-am chemat pe părintele, acum după biserică era masă. Haideți, părinte, și mâncați cu noi. Ați ai, mă, de mâncare, mă. Pâine cu untură, părinte. Băi, zice, de asta n-am mai mâncat de când a avut copil. O fericire pe noi că a mâncat părintele cu noi. Și apoi a venit odată femeie cu vreo 5 copilași care mai curățea acolo morminte în cimitir. Și zice, dă-i, mă, dă-i și la asta, că zice, asta știu eu că e necășită. Și apoi, după ce am mâncat, am dat tot. La femeia aia nu m-a mai întrebat. Ajunge la biserică, vedem că nu e nimeni, ușa încuiată. Și știa de la mine și de la alții că părintele avea obicei de mai încuia ușa, mai închidea ușa ca să nu fie deranjat la pictură. Dar el s-a uitat să se uite pe gaură la chest, vadă că-l vadă în biserică. E un momentul acela când el se străduia să vadă pe gaură chei, eu văd pe Sfântul Părinte că traversează drumul de la Părintele Bunescu și vine către noi, trece drumul. Și atunci l-am făcut atent, zic, hai coace că uite vine părintele, părintele vine acum către noi, hai stai deoparte. Îl fac atent și ne dăm deoparte și văd că vine Sfântul Părinte la noi și ne întreabă, băi, ce-i cu voi, mă? Păi, părinte, uite, avem și noi, vorbim ceva cu dumneavoastră, avem probleme. Mă, două scaune, stat acolo și zice, mă, tu ce ai? L-am lăsat să vorbească fratele Florian tăi. Și el zice, mă, ce probleme ai? Păi, părinte, am venit să mă auzim și vorbe bune de la dumneavoastră, că rele auzim destule lume. Și ce ziceți când auziți rele, mă? Păi ce să zicem, părinte, până ieri alaltă îl făceam și noi la fel. Nu așa, mă, să nu ziceți așa. Și să ziceți când auziți rele, Doamne, iartă-l și pe el și pe mine. Și Sfântul îmi zice la un moment dat, mă, zi-i măcar baiul. Și încep să spun, părinte, uitați ce mi s-a întâmplat în timp ce mă rugam. Acum atenție ce mi-a zis Sfântul. Ce mă, da, tu când te rogi, cum te rogi, mă? Și zic eu, Sfântul, păi, părinte, eu încep să transpun în viața mea ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel. Dar Sfântul mă întreabă, zic, dar cum zice, mă, Sfântul Apostol Pavel? Păi spun așa, printre altele, că eu spun ca bărbatul se roage în orice loc, se ridice mâine curată spre cer, neîndoielnice și așa să se roage. Dar Sfântul, exact cum mă rugam eu. Zice, cum, mă? Așa te rogi cu mâinile? Așa, părinte, mă, zice, nu te mai rug așa, mă. Că nici eu nu am curat să mă rog așa, mă. Tu de acum încolo să te rogi cu mâinile, uite așa, mă. Știi ce înseamnă când omul urci împreună mâinile așa, mă? Nu știu, părinte. Asta înseamnă smerenia omului înaintea lui Dumnezeu, mă, tu de acum încolo așa să te rogi la Dumnezeu, mă. Normal, eu eram în față, știți? Dar femeia din spate s-a băgat în fața mea. Și atunci mă uit așa la ea, zice, ce, că eu am fost la rând? Păi nu, că eu am fost la rând. Părintele Stașe s-a uitat așa la noi, nu zice nimic și a plecat în partea cealaltă. Acolo unde era masa aia lungă, știți, că ați fost acolo la Dragănescu, e o masă pe stânga. Da. Și a dus pe acolo și atunci oamenii au trecut din partea, imediat au trecut în față și au trecut alții la rând și noi am rămas acolo. Și m-am întors și eu de acolo și am venit aici, în partea asta și eram, când am ajuns, eu am vrut să plec, știți, că vreau să prind trenul, să vin mai devreme, eram singură și să vin pe zi. Mă, zice, noi când ne rugăm la Dumnezeu, Dumnezeu e Tatăl nostru, mă, iar noi suntem fiii Lui, mă, dacă Dumnezeu e Tatăl nostru, iar noi suntem fiii Lui, atunci, când ne ducem undeva, zi, tată, îți place unde vreau eu să mă duc? Ba, atunci nu mă duc. Sau, tată,
îți place ce vreau să fac eu acum? Ba, atunci nu fac. Sau tată, îți place ceea ce vreau să vorbesc eu acum? Ba, atunci nu vorbesc. Dar ce și de gânduri să le întrebați pe Dumnezeu, mă? Și făcând așa, vă mântuiți, mă? Mă, zice, vâmele alea ale văzduhului sunt greu de trecut, mă. Sunt foarte greu de trecut. Foarte greu. Eu mă gândeam așa, mă gândeam în mintea mea. Zice odată, zice de două ori. Iar eu zic la urmă, zic, părinte, dacă vâmele așa de greu de trecut, n-am putea să le ocolim, să nu mergem pe acolo prin vâmele alea, să mergem prin altă parte, să nu mergem prin vâmi. Nu se poate, mă, nu se poate. Trebuie să trecem prin vâmi. Și apoi între timp venise un preot, încărcat cu mașină. Dar zice, încărcat, măi, dar încărcat vine, mă, vai ce. Nu, acum noi am crezut, băi, e toamnă, vine și ăsta din ce direcție, cu gogoșar, cu nu știu ce. Știți? Ca omul, nu ne-am gândit, că zice, încărcat, mă, dar încărcat. Aoleu, când ne-am dus în biserică și l-am auzit, ce l-o de primire și da. No, atunci a fost un pic dur cu preotul ăla. Îi tot explica și nu înțelegea ăla. Că el vroia, a făcut o biserică și el vroia să-i mulțumească lumea. Așteptau plocoane să se închine lui. Vai, părinte, dar ce? El a făcut-o. A fost acolo paroh, a dirijat, nu știu ce a fost. Dar nu a lucrat el. Nu. No. Și că el așteaptă, că lumea nu are nicio mulțumire, că lumea nu are griji, că uite că părintele ne-a făcut o biserică, că nu știu ce, că nu știu cum. Și o repetat de câteva ori, dar eu zis un cuvânt ăla, nu vi-l mai spun. Și am întâlnit o altă doamnă care a mers la părintele Arsenie din 68, pentru că doamna aceasta a avut o fetiță care a avut un accident în baie cu Ion Cărsu de la oxid de carbon și m-a murit și aș căuta așa să găsească pe cineva care să-i lămurească de ce a murit, cum de a murit așa și nu înțelegea ce s-a întâmplat. Nu i-a spus nimeni ce s-a întâmplat cu fetița ei. Cineva din București zice, lasă că te ducem noi la părintele Arsenie Bocă la Drăgănescu. În momentul în care a intrat în biserică, părintele a coborât de pe schelă și a întâmpinat-o așa de frumos și a zis, doamnă Rodica, ai avut un mare necaz, zice, ți-a murit fiica, că fiica era tânără, avea 18 ani, terminase liceul. Și ai avut o mare suferință și a fost internată tanti un an de zile în spital și a fost foarte greu pentru ea. Atunci tanti i-a spus, da, și nu știu de ce Dumnezeu mi-a luat fiica așa cu acest accident, nu cu oxidul de carbon, moarte așa în baie. Atunci părintele, așa de frumos, i-a explicat, zice, fiica ta, zice, a luat-o pentru că el este așa curată, așa cum ai născut-o, tu a luat-o, este curată și va fi dusă în ceata îngerilor acolo sus în cer și dacă rămânea pe acest pământ, nu rezista ispitei bărbaților și ajungea o a doua Maria Magdalena. Și atunci tanti a făcut la dumneavoastră o poză, i-o dat-o. Și părintele a luat poza și a pus-o în halat. Aveam un buzunar la halat, am pus-o în halat. Și mai târziu ne-ai aflat că s-a pictat medalionul Mariei Magdalena la Drăgănescu după poza Mioriței. Eu m-am mai întors la părintele în 86, împreună cu tatăl meu și cu mama mea, care era bolnavă de inimă și se punea problema unei operații pentru că apăruse niște ganglioni pe gât și nu era hotărâtă să facă această operație. Și părintele ne-a întâmpinat, a vorbit, mă rog, cu noi atunci și i-a spus mamei că cu boala de inimă poate să o ducă liniștit dacă are grijă de ea, iar la ganglion nu se umblă, că aceia sunt, chiar așa s-a exprimat, sacii de gunoi ai organismului. Și a spus, tu să ai grijă de ficat, de rinichi, de organele interne, pentru că acolo s-au făcut depunerile care trebuie, toxinele care trebuie eliminate. Și așa a făcut, mama nu s-a operat, mulțumim Dumnezeu, este sănătoasă și astăzi, sigur că are o boală de inimă veche, dar pe care o duce cu grijă. Ei, ce să spun, când a
crescut băiat mare, s-a născut, el s-a născut cu o coastă și o vertebră în plus și un profesor, un doctor de oase, așa, de la București, mi-a spus că neapărat trebuie să intervină, să taie, să-i acolo, să-i și vertebra și coasta acolo ca să se facă, pentru că nu se va mai dezvolta, nu va mai crește. Și iarăși am fost, eu pentru, mergeam foarte des la, dacă, nu cred că trecea două luni și eu mergeam la el. Așa, asta a fost din 1970 începând, așa. Și până cam cu un an înainte de a lua Dumnezeu. Și el a spus, ce, nu crește, și să nu intervine nimeni acolo. El o să te roage când o să fie prin liceu, să te rogi la Dumnezeu să nu mai crească. Și într-adevăr, când a fost prin liceu, avea 1,80, nu știu, cam așa ceva. Tată, roagă-te să nu mai crescă. Eu sunt ca măgarul între oi, ce fată iau eu, care mai vine după mine? Fiind bolnav de hepatită, hepatita care se cronicizase, eram suspect de cancer cu hepatita, mă simțeam rău, slăbit, în sfârșit, mi-era frică de că mor, nu știu ce. Și atunci am mers la București, la părintele Arsene, la Drăgănescu. Cu maica, am răzea cu ea, m-am dus și am mers la părintele. Părintele era în biserică Picta și când i-a văzut, nu, haideți să mergem la părintele Bunescu să bem câte o cafea. Mi spun părinte, eu nu beau cafea, că nu, zbolnav. Nu suportam cafeaua. Și am zis, așa am făcut, mă, cu mine nu beau oricine cafea. Tu să bei cafea cu mine. Și am băut. Dar, rog, o să spună ceva și. Atunci, după ce am băut, zice, vezi, mă, că n-ai murit și n-ai să mori. Eu nu i-am spus că mi-e frică că mor. Eu nu i-am spus. Dânsu știa de treaba asta. Eram la combinatul chimic de la Râmnicu Vâlcea și am avut niște probleme cu el, care m-am certat cu el și atât de mult ne uram încât nici la serviciu nu ne puteam îngădui unul pe altul. Și aveam de gând să-l bat. Și a venit timpul de m-am dus la părintele Arsene și îi spui problema care o avem cu problema asta. Și zice, mă, probleme mi se mai întâmplă și mie, probleme asemănătoare mi se mai întâmplă și mie. Dar știi ce să faci? Să te duci, să stai de vorbă cu el despre situația care voi aveți între voi. Eu viu acasă și toate mi se părea că le pot face, dar asta mi se părea că niciodată n-am să o pot face. Cum să ajung eu să mă rog de el când eu, adică eu mă uram și venea să-l bas așa. Aveam o ură deosebită pe el. Și aveam la mine o carte la care îi zicea Sfârșitul lumii și judecata sufletelor. O aveam împrumutată de la o femeie credincioasă, că mereu îmi da cărți, le citeam, le dam înapoi. Și atunci, în perioada aia, avem cartea asta de Sfântul Efrem Siru. Sfârșitul lumii, judecata sufletelor. Și asta având la mine, eu ce m-am gândit, trebuie să ascult de părintele Arsenie neapărat. Neapărat trebuie să ascult. Și mi-a luat inima în dinți și m-am dus la birou la el cu cartea și am pus-o în față. Și am zis, citește ce scrie aici. După ce am crezut eu că o citit, zic, știți pentru ce am venit? Știți pentru ce am venit? Am venit să rezolvăm problemele care le avem între noi. Că noi am avut niște probleme și să le rezolvăm. În momentul când am zis cuvântul ăsta, numai că n-a plâns, atât de mult l-a mișcat pe omul ăsta încât gata să plângă. Și a zis, mă, morare, mă, măcar de-ar fi toți ca tine, mă. Dar în gândul meu, niciodată nu s-ar fi întâmplat asta dacă nu era părintele Arsenie să mă îmi spună ce să fac. Întotdeauna, din 4 în 4, când erau alegerile de președinte, îi duceau pe toți ierarhii la București și în coloană mergeau toți ierarhii la Comitetul Central.
Și acolo le făceau o scrisoare, sunt cel mai iubit fiu al poporului, ce știu ce scriu eu acolo. No, și mitropolitul atât nu a vrut să mai scrie. Mitropolitul? Mladin. Și de aia, asta a fost începutul căderii lui, să știți. O spus, n-am scris nimic. Nu știam ce să scriu, n-am înțeles. Și mi-era și rușine ce să, n-am scris sau ce trebuia să scriu. Nu, zic că dacă credeți că a fost bine, așa a fost bine. Dar seara, meu părinte, preasfințitul Vasile Coman, era episcop vicar, era episcop la Oradea, o spus, mă, Ionică, mă, ai grijă din altul, mă, că uite, nu a făcut nimic, nu a scris nimic, mă. Ce să scrie? Mi-a spus, dar nu știu ce o să scrie. Păi, uite, trebuie să scrie și nu vreau să scrie. Da. Și de aceea vă spun că cu aceste probleme cu care se confrunta mitropolitul, le spuneam părintelui. Dar îi spuneam părintelui Arsenie ceea ce îmi spunea el. Du-te și zi de chestia asta. Du-te și zi chestia asta. Și am avut și discuții legate de chestia când nu a scris nimic. Și a spus părintele Arsenie, mă, acum intră în luptă directă cu ei. Acum intră în luptă directă cu ei, ori renunță, ori se bate și moare. Și mult timp nu ne-am mai putut vedea. Telefonul n-am mai putut vorbi, eu îl sunam, nu mergea telefonul, dânsul mă suna, nu mergea telefonul. El n-are ședință izolat. Mitropolitul n-are ședință izolat. Era foarte observat atunci. Mitropolitul deja a intrat în colimatoriul lor și vrea să-l termine. Asta a fost. Și au spus așa, nu, mă, s-o adresa mie, pe mine m-au terminat comuniștii. Asta a fost vorba lui. Ai grijă de tine, ai grijă de parhie și apărăți biserica. Pe mine m-au terminat, să ai grijă. Nu, până la urmă, ce să facem de aici? Asta a fost ultima mea întâlnire cu mitropolit. În ultimul veac, pe nesimțite, noi românii am renunțat la straile noastre, care ne defineau ca popor aparte în această lume. Încet, dar sigur, am fost deposedați de îmbrăcămintea noastră exterioară. De la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, îndeosebi odată cu venirea tancurilor sovietice și a instaurării puterii comuniste în țara noastră, se duce o luptă aprigă pentru a fi dezbrăcați și de haina noastră interioară, cu care am fost îmbrăcați la Sfântul Botez. O bătălie care continuă până astăzi. Cei care au luat prin forță și înșelăciune puterea în România anului 1945 au dus un război aspru sau viclean contra bisericii, a intelectualilor și a țăranilor. Nu se potriveau deloc cu omul nou preconizat de comuniști, cel fără Dumnezeu, fără discernământ și gândire proprie, fără rădăcini și tradiții, un individ care vine de nicăieri și se duce nicăieri. După 20 de ani în care oamenii de valoare din toate domeniile fuseseră înspăimântați, torturați sau chiar omorâți în lagăre și închisori, regimul comunist părea veșnic și atotputernic. Dreptatea, bunăstarea și fericirea pământească, pe care o făgăduiseră prin toate mijloacele de propagandă, n-au fost decât o mare minciună. Oamenii rupți din mediul lor firesc și aruncați în cămine de nefamiliști și cartiere de blocuri dormitor încercau să supraviețuiască. Coada la alimente și bunuri de orice fel devenise o instituție națională. Călătorind cu trenuri de noapte, pe ger sau pe arșiță, înghesuiți în tramvaie și autobuze,
cei care auziseră că la Drăgănescu e un călugăr cu har de la Dumnezeu, făceau nevoința de a ajunge la biserica unde picta părintele Arsenie, pentru a primi sfat și îndrumare în clipele de cumpăn ale vieții. Pentru un duhovnic bun, mergi și în străinătate, spunea părintele. În această lume cenușie și fără viitor, aici și colo, câțiva duhovnici formați la școala veche a credinței și iubirii și o mână de preoți care s-au încăpățânat să slujească Sfânta Liturghie, au ținut să ne spună că nu numai cu pâine trăiește omul. Anchetat și închis în repetate rânduri, urmărit și supravegheat de securitate până în ultimul an al vieții sale, părintele Arsenie și-a dus zilele încredințat că acela e ucenic care are iubirea de Dumnezeu și de oameni până la sacrificiu. Mi-a spus, mă, să ai grijă ce vorbești și către cine vorbești. În tot protopopiatul făgărașului, un singur preot mi-a spus, nu lăsa încredere în restul nimeni. Cuvântul tău e înregistrat, e prins și exploatat. Și așa s-a și întâmplat. Când am ajuns în gară cu maică-mea, domnul Mignești, maică-mea ce? Măi, copiile, părintele s-a urcat în trenul care suntem și noi. Bucuros s-a mers din vagon în vagon să-l întâlnești. L-am întâlnit pe părintele. Era cu maica Zamfira și mulți oameni. Bucuros acum am șansa să vorbesc cu părintele. Dar o putere m-a oprit, n-am putut să vorbesc nimic. Era părintele urmărit tot timpul de securiști civili îmbrăcați și puterea Dumnezeu m-a oprit ca să nu vorbesc nimic. În sfârșit am rămas mirat pentru că părintele în biserică, la cuvântul care l-am cerut eu, pe ce să pun accent? Pe acatiste, pe satire, pe cărți sfinte, pe Doamne Iisuse și părintele ce către mine. Mă, dar cine ești tu să le faci astea? Zi Tatăl nostru și rugăciunea minții. Și acum, văzând că nu pot deloc să vorbesc cu părintele, mi-am să aminte de sfatul care mi l-a dat și era drumul lung și am început să zic Tatăl nostru. Când a terminat, părintele s-a întors spre mine și a plecat din cap, ca și când a aprobat această rugăciune care am făcut-o. Și atunci eu mi-am dat cu seama că părintele are darul înainte vederii și m-a lămurit și mai mult pentru că un cetățean și-a pus partisiu la geam a cățătoare acolo unde era lângă părintele și la un moment dat părintele de sus până jos a atins haina la cetățeanul acela. Acela plin de bucurie, radia de fericire, că părintele mi-a binecuvântat haina, imediat a încetinat trenul, omul și-a luat pandesiu și a plecat fericit, iar părintele și noi și-am continuat drumul. Deci, cu adevărat, părintele Arsenie a fost un om care, dacă îl ascultai ce vorbea Duhul Dumnezeu prin el, pentru că avea Duhul Dumnezeu, nu puteai să dai greș. Am plecat de tânăr, adolescent, la mănăstire și sigur că mama nu mi-a spus nimic. Țin minte, eram după 90, căzuse regimul comunist, părintele Arsenie era trecut la cele, la cele veșnice, era trecut la Domnul, și m-am trezit cu o telegramă la mănăstirea unde eram eu viețuitor. În telegramă nu poți să scrii mare lucru pentru că așa se procedează. Vino de urgență acasă, ceva de genul acesta era, pentru că este o problemă. Și când am ajuns acasă, intrând în sufragerie, mama era cu doctorița ei, deci prietena ei de altă dată, cea care o sfătuise să facă avortul. S-a ridicat în picioare când m-a văzut, a început să plângă,
A venit, mi-a sărutat mâna și mi-a spus: părinte, să nu uiți un lucru, că ești o minune a lui Dumnezeu atunci când nimeni nu ți-a mai dat niciun fel de șansă. Sigur că am căutat la vremea respectivă să aflu ce s-a întâmplat. Mama nu mi-a spus nimic și eu știam lucrul acesta, că dacă nu-mi spune, nu trebuie să cer mai multe informații, că vine o vreme în care știe ea să mi le spună și cum să mi le spună. A venit și acea vreme în care mama mi-a mărturisit ce se întâmplase de fapt și acea zi era ziua hirotoniei mele în preot. Se rugase de fapt pentru că mi-a mărturisit atunci că în momentele acelea, întorcându-se de la părintele Arsenie Boca, a făgăduit Maicii Domnului că dacă o va ajuta să nască sănătos acest copil, îl voi închina lui Dumnezeu. Și specific că n-a căutat niciodată să mă influențeze în decizia pe care eu am luat-o. De aceea pot să spun că eu sunt rodul rugăciunilor maicii mele și a părintelui Arsenie, care i-a luat atunci acel pomelnic cu toată familia. Sigur, n-avea nevoie de numele noastre, pentru că oricum le știa acelor din familie, vreau să spun, la vremea respectivă. Oricum știa totul. Era un om văzător cu Duhul și de aceea aș putea să spun că știa sau văzuse lucrarea Maicii Domnului și evlavia mamei mele, pentru că mama a fost o femeie care a fugit de păcatul avortului ca de foc. L-am cunoscut pe părintele Arsenie Boca în anul 1986, în luna decembrie. Era pe data de 23 decembrie, când am ajuns la dânsul. Am intrat la biserică la Drăgănescu, unde era plin de oameni. Părintele stătea la o strană, pe un scaun, și pe rând ne primea de vorbea cu noi. Dânsul arăta foarte bine atunci, era îmbrăcat frumos și avea un chip așa vesel era. Glumea cu noi, ne bine dispunea, era cum se cade. Când am stat cu dânsul de vorbă, i-am spus că doream să plec din țară, dar doream binecuvântarea dânsului. Chiar în America doream să merg, în Detroit. Și părintele mi-a spus: nu te binecuvântez să pleci nicăieri din țară, pentru că fiul tău nu se va însura niciodată. În momentul când dânsul îmi spunea, mie nu-mi venea să cred asta. În un timp, fiul meu a cunoscut o fată cu care a vrut să se căsătorească și chiar a fost logodit în luna august, înainte de plecarea în armată, care a fost în 18 septembrie 89. El a cerut să se ducă în armată în Craiova, deoarece acolo era centru militar de dansuri și muzică, unde el dorea să-și facă carnet sau o legitimație, cum să spune, pentru instructor de dansuri, că dorea să își formeze o echipă de dansuri în Sighișoara. De acolo încolo și-a desfășurat serviciul militar până în decembrie, când a fost Revoluția și atunci a fost împușcat și nu s-a mai căsătorit fiul meu. Și a fost adevărat ce a spus părintele. Noaptea s-a tras alarma, au fost soldații scoți și în curte și cadrele militare, bineînțeles, au tras peste grupul de soldați. Și au fost împușcați mai mulți, nu numai al meu, dar al meu a fost primul decedat al unității, a fost primul care a murit. I-a împușcat șeful lor de pluton, Chelmuș Ion, și sunt convinsă că el a făcut-o. Ori acum eu nu mai am ce să fac. Când am căutat pe Chelmuș în anul 90, era în luna iunie. Și un domn, un coleg de-a lui la poartă, când am întrebat de el, a spus așa, că nu mai este în unitate pentru că a înnebunit și este undeva într-un ospiciu care el nu poate să-mi spună unde-i.
Logodnica fiului meu, cu care a dorit să se căsătorească, a fost însărcinată. Ori ea nu a dorit să păstreze acest copil. S-a dus în luna ianuarie 90 și a făcut întrerupere de sarcină, fără ca să-mi spună un cuvânt mie, nu mi-a spus nimica. Și, sincer, atunci m-am întrebat oare cât l-o fi iubit dacă ea n-a dorit să păstreze copilul care eu l-aș fi crescut în locul lui cu mare drag. Și sigur că viața mea ar fi fost mult mai frumoasă, că aveam și eu o floare în casă. Și era rodul fiului meu și m-aș fi bucurat din suflet. Ori n-am avut parte de această bucurie, fiindcă ea n-a dorit să îl nască. Eu aș invita pe toți care nu l-au cunoscut sau care mai puțin l-au cunoscut sau care chiar nu m-au auzit să facă un popas, să meargă în liniște sau chiar și în trecere la mormântul de la Prislop, să-și lase acolo rugăciunile, să-și lase cererile și să fie încredințat că trăim vremuri care avem nevoie de ajutorul Sfinților și toți Sfinții ne ajută. Dar acesta ne ajută mult mai mult pentru că este un Sfânt care a trăit printre noi, pe care mulți încă l-au cunoscut, au vorbit și atunci este bine să-i cerem ajutorul. Pe 28 noiembrie 1989, cu o lună înainte de căderea dictaturii, părintele Arsenie a trecut la Domnul fiind la Sinaia și a fost înmormântat la mănăstirea Prislop. De atunci, ridică rugăciunea noastră la cer și ne coboară în inimă focul Sfântului Duh. An după an și zi de zi, la mormântul cu flori de la Prislop, la altarul de vară și la chilia din munte de la Sâmbăta, ori în biserica de la Drăgănescu, mii și mii de credincioși vin să se întâlnească tainic cu un sfânt.